Să joci pe scena teatrelor pariziene, să nu ai pronunția adecvată și totuși publicul să te aplaude nu-i puțin lucru. Mai mult, dacă felul tău de a rosti cuvintele limbii lui Voltaire este numit cu admirație l'accent d'Elvira Popescu, asta înseamnă să fii cu adevărat binecuvântată de soartă. Excusez-moi, lui a fait un enfant. Quoi? Mais c'est fou, j'avais de la vie. Ah bon? Et votre figlio Gino, scusi, gli a fatto un figlio. Dar cine este Elvira Popescu? S-a născut în București, iar tatăl ei era un negustor destul de înstărit din Colentina. Avea un unchi care era actor, Ion Nicolescu, și care a trezit în micuța fată dorința de a deveni actriță. Și pentru că familia nu avea probleme financiare, își permite să urmeze arta dramatică la conservatorul din capitală, pe care l-absolvă în 1912, unde este eleva Aristiței Romanescu și a Luciei Sturza Bulandră. Joacă, fiind încă studentă, pe scena Teatrului Național București în 1910 în rolul Cosânzenei din piesa Înșirte mărgărite de Victor Eftimiu. Acesta avea să fie debutul. Tot în 1912 apare în primul film românesc Independența României în rolul unei țărâncuțe. După facultate, întemeiază teatrele Mic și Excelsior împreună cu actorii Ion Manolescu și respectiv Ion Iancovescu. Un an mai târziu, Elvira Popescu pleacă la Paris cu piesa Patima Roșie de Mihail Sorbul, în care interpretează rolul Tofanei. Spectacolul, jucat pe scena Teatrului Național, este apreciat de bucureșteni, are succes, iar jurnaliștii de pe malul Senei compară tensiunea dialogului cu cea existentă în Fedra lui Jean Racine. Acesta este momentul în care Elvira Popescu se hotărăște să rămână în capitala luminilor, unde începe să-i cucerească pe parizienii iubitori de teatru. Aici îl cunoaște pe dramaturgul care o și lansează. Pe scena franceză debutează la Teatrul Michaudière din Paris, în spectacolul Verișoara din Varșovia. Piesa e scrisă special pentru ea, pentru că, înainte de a cuceri publicul, Elvira cucerise autorul și are un imens succes. Criticii se întrec în a o lăuda numind-o regina Teatrului du Boulevard, locul unde se jucau comediile, Notre-Dame du Théâtre sau Monstre Sac. E frumoasă, e tânără și are un accent aparte care o face irezistibilă. Când apărea Elvira Popescu pe scenă, un fluid magnetic străbătea sala. Orice piesă, oricât de slabă, căpăta viață și orice spectacol începea să strălucească. Spectatorii nu o lăsau să plece de pe scenă, iar aplauzele și bisurile nu mai conteneau, scria Irgi Toplitz, fondatorul școlii poloneze de film. Dar până să ajungă în Franța, Elvira Popescu era și răsfățată casei regale a României. Se pare că regele Ferdinand era oarecum amorezat de aceasta. Istoricul Ioan Scurtu scrie că monarhul încerca să stea cât mai mult în preajma ei, iar când nu putea, îi scria misive de amor pline de un sentimentalism dulceac romantic. La rândul ei, regina Maria nota în jurnalul său: îmi place Elvira și înțeleg pe bărbații care o găsesc leckerbissen, o delicatesă. Sunt sigură că și eu aș simți același lucru dacă aș fi bărbat, scria regina la 16 aprilie 1923. A jucat în filme alături de nume celebre, Claudia Cardinale, Vittorio De Sica, Jean Marais, sau de Alain Delon și Marie Laforêt în Plan Soleil, În plin soare, ecranizarea franceză a novelei americane Talentatul domn Ripley, scrisă de Patricia Highsmith în 1955. Conduce mai multe trupe de teatru la Théâtre du Paris și Théâtre Marigny și are un salon vizitat de personalități. Este desemnată membră de onoare a Academiei Române în 1993. Franța îi oferă Ordinul Legiunea de Onoare, iar Asociația Actorilor Francezi, Premiul Molière pentru cea mai bună actriță. Devenită contesă de Foix și extrem de bogată în urma celui de-al treilea mariaj cu un aristocrat francez, moare la Paris în decembrie 1993, la 99 de ani, și este înmormântată la cimitirul Père Lachaise. Numele Elvirei Popescu îl poartă astăzi cinematograful Institutului Francez din București și una dintre sălile Teatrului Marigny din Paris. Am rămas aceeași româncă și, cum spune poetul, și mi-e dor de ducă, parcă aș vrea să vie vântul să mă ia și să mă ducă.